Lucrările de revopsire și de iluminat arhitectural al podului nu sunt totul. Administrația locală are în vedere și alte lucrări pe care să realizeze pentru a pune în valoare acest obiectiv până la urmă și pentru a-i mări și rezistența. De ce nu? Da. Așa cum spunea un coleg de-al nostru din primărie, domnul viceprimar Crijali Șerif, podul acesta este un simbol pentru orașul Cernavodă. Este simbol pentru că a fost realizat în cadrul programului social de asistență pentru Cernavodă, pe care Guvernul României l-a realizat în urmă cu 15 ani. Este vorba de podul care asigură evacuarea în caz de incidente care să presupună evacuarea publicului din Cernavodă. Este vorba de podul care scurtează drumul dintre centrul orașului Cernavodă și autostrada A2 și respectiv gara CFR. Podul se numește Sfânta Maria pentru că pe 15 august în urmă cu 15 ani a fost inaugurat. Podul are o valoare nu numai din punct de vedere urbanistic, din punct de vedere al circulației și sentimentală. Înainte de existența acestui pod, a existat un pod la nivelul fostului canal, înainte de realizarea lucrărilor de canal de pe canal Dunăre-Marea Neagră, care făcea legătura între cele două maluri ale canalului. Acel pod a rămas în conștiința civică a tuturor cernavodenilor și toată lumea a privit ani de zile de la demolarea acelui pod și până la realizarea acestuia, cujind pentru ca acest pod să existe. A fost un efort al administrației publice locale care a reușit să convingă Guvernul României să realizeze podul. Este și o necesitate, pentru că oamenii simt nevoia de siguranță civică, simt nevoia să circule în condiții civilizate și strădania primăriei de acum, prin domnul primar Negoiță și domnul Crijali Șerif, domnul viceprimar, este tocmai aceasta de a le asigura condiții civilizate de transport. Podul mai necesită lucrări, în afară de cele de toaletare și cele de întreținere din punct de vedere al protecției anticorozive. Vopsirea aceasta care se realizează și care este de o calitate deosebită va asigura protecția podului, dar mai sunt necesare lucrări pentru rezistența acestuia. La unul din capete podul are niște tasări, ele nu sunt foarte importante, dar dau un semn de îmbătrânire. După 15 ani deja este o lucrare care îmbătrânește și atunci administrația locală împreună cu Ministerul Transporturilor, cu proiectantul general al podului, cu experți, deja a realizat o expertiză așa cum trebuie să ne comportăm cu acest pod în anii viitori. Printr-un caiet de sarcini, gospodăria comunală din Cernavodă are obligația întreținerii zilnice a curățeniei, a elementelor de siguranță de pe pod. Poliția locală are sarcina de a urmări ca să există o circulație rutieră corespunzătoare, corectă, cu un trafic nu cu viteză foarte mare, pentru că podul vibrează de câte ori trec mașini grele sau trec cu viteză mare. Și atunci și noi, cei care trăim în Cernavodă, trebuie să protejăm acest pod, dacă vrem să-l avem pentru o perioadă foarte lungă. Primăria își va face datoria și va face toate lucrurile necesare ca acest pod să funcționeze la parametrii așa cum a fost proiectat. Am văzut că ați ales să folosiți pentru acest pod din nou culorile alb și roșu, așa cum a fost el inițial construit. Există un motiv pentru această decizie sau pur și simplu ați vrut să păstrați imaginea podului? În caietul de sarcini inițial al podului, proiectantul general a folosit aceste culori. Schimbarea culorilor ar fi necesitat autorizații de construire, avize, aprobări și ar fi lungit perioada în care s-ar fi putut face lucrarea. Ne-am dorit cu toții să nu mai intrăm în sezonul rece cu un pod care să nu arate bine. Vopseaua era foarte obosită, erau zone cu coroziuni, erau zone care deja erau mate, nu mai erau lucioase și o astfel de construcție merită să fie tot timpul strălucitoare, să fie tot timpul frumoasă. Culorile nu reprezintă un simbol de un fel sau altul, pur și simplu sunt culorile alese de proiectantul inițial și noi am vrut să respectăm dorința acestuia și podul să arate așa cum a fost el proiectat original. Ați mărturisit înainte de interviu că ați ales să lucrați cu o firmă locală, în acest fel încurajând chiar și economia locală a orașului. Da, prin gospodăria comunală și firma care asigură protecția anticorozivă a podului, ne-am dorit ca să fie beneficiari ai acestei lucrări, nu numai beneficiari, dar și executanții acestui lucrări, tot cernavodenii. Este dorința domnului primar, care mai multe rânduri până acum a invitat oameni de afaceri din Cernavodă, a invitat firmele din Cernavodă să fie aproape de primărie, să participe la toate procedurile de achiziție pe care le face primăria, pentru a realiza lucrări aici în oraș și pentru a
ca banii pe care îi avem în bugetul local să rămână aici, să fie folosiți practic de cetățenii din Cernavodă și să fie în folosul lor. Lucrările sunt în toi, nu mai e foarte mult până când veți redeschide acest pod și aș vrea să ne spuneți care au fost lucrările pe care le-ați efectuat la podul Sfânta Maria. Lucrările în curând vor fi terminate, au fost vopsite balustradele, arcadele, se va face un iluminat arhitectural foarte spectaculos în curând și eu zic că în termen scurt se vor termina lucrările. Oricum este un pod emblematic pentru Cernavoda. Până acum se trecea cu bacul până să se inaugureze podul. Musafirii care veneau în Cernavoda zice: "Domne, e un pod atât de frumos, vopsiți-l, aranjați-l, faceți-i ceva." De asta ne-a venit ideea să-i facem și un iluminat spectaculos și să-l vopsim. Ar fi prima reabilitare a podului după mai bine de 10 ani de la inaugurarea lui. Da, după inaugurare, într-adevăr, a fost făcută chiar serioasă de data asta. Am luat legătură cu proiectantul, cu cel care a făcut podul, cu constructorul, că am zis să iasă un lucru de calitate. Până acum s-a mai făcut, dar așa, de ochii soacrei, cum se zice. Spuneați că veți ocupa și de partea de iluminat arhitectural. La ce v-ați gândit? Ce aveți în vedere? Va fi pe deasupra, vor fi LED-uri, un iluminat pe LED-uri. Deci cu alte cuvinte și economic. Și economic, bineînțeles. Uh-huh. Și ne gândim și la iluminatul de pe pod să-l schimbăm. Nu cel arhitectural, cel care luminează podul. Spuneți-mi cât de important credeți că este acest pod pentru localnici, dar și pentru turiști? Într-adevăr, face legătura cu gara și este important pentru că de aici este ieșirea către autostradă. De asta este important în primul rând și către tren, către calea ferată.